În urmă cu câteva săptămâni s-a constituit la nivel național în România Alianța Părinților, ca demers venit în urma încercărilor repetate ale unor ONG-uri străine de interesul nostru național de a introduce în școlile din țara noastră educația sexuală. S-a încercat introducerea întâi a educației sexuale ca atare, sub această titulatură, nu s-a reușit și atunci s-a luat decizia de a fi introdusă sub o altă titulatură, educația pentru sănătate. Oamenii care sunt părinții din această țară, numită România, oameni normali, s-au constituit în această alianță și mai mult decât atât au hotărât ca să susțină demersul legislativ al domnului deputat Ninel Peia, legea pentru inocența copiilor. Pe acest motiv am venit astăzi un număr de reprezentanți ai acestei alianțe, oameni care au străbătut sute de kilometri, au venit și din București, dar și din cele mai îndepărtate colțuri ale țării, fie de la Rădăuți, fie de la Arad, fie de la Constanța, pentru a susține acest demers. Am avut de asemenea alături de noi astăzi, după cum s-a putut vedea, și un număr de tineri, copii, mai mici sau mai mari, ei fiind de altfel cei pentru care s-a luat în discuție această lege. Văzându-le figurile inocente, nu avem cum să nu gândim la faptul că ar fi cu totul absurd de a se introduce educația sexuală în școlile din România, o educație care n-ar face decât să pervertească mintea acestor copii, uitând sau făcându-i cumva să treacă de o copilărie care, în mod normal, ar fi de dorit să fie una inocentă, una a jocului, una a gingășiei, una a naivității, de ce nu, și una care să ne dea și nouă părinților bucuria de a ne vedea niște copii normali și nu, eu știu, pervertiți de o educație sexuală aberantă. Demersul pe care l-a făcut deputatul Ninel Peia este unul al normalității, pentru că el de altfel se opune acestei introduceri a educației sexuale, dar sub o formă foarte corectă. Până la urmă este de fapt vorba ca părinții să-și dea acordul pentru un anumit tip de educație. Deci părintele, câtă vreme în Constituție își asumă rolul de educator al copilului, el trebuie să-și asume și rolul de a face educația intimă. De-a lungul secolelor, în România, această educație s-a făcut, după cum este scris și în scrisoarea deschisă adresată Parlamentului, Președintelui României, Ministerul Educației, Cercetării și al Sănătății, a fost o educație bazată pe empirism, pe bun simț și nu pe o educație forțată, făcută de educatori mai bine sau mai puțin pregătiți. Nu întotdeauna știm exact cine sunt aceia care vor preda astfel de lecții și atunci corect ar fi ca părinții să știe întâi despre ce este vorba, să vadă programa școlară, să vadă ce anume se dorește a fi predat în școli și apoi, în cunoștință de cauză, să-și dea acordul sau nu în legătură cu fiecare tip de materie care se predă. Noi nu luăm în discuție aici nici matematica, nici fizica, nici sportul, nici alte materii care considerăm că sunt necesare pentru dezvoltarea mentală a copilului, ci niște lucruri care sunt derulate, după cum spuneam, de-a lungul secolelor de la sine și slavă Domnului că până acum românii au constituit o populație sănătoasă, o populație viguroasă. Și nu este cazul ca noi de acum încolo să schimbăm aceste lucruri.